Expunerea la soare are atât efecte pozitive pentru că ne oferă un bronz frumos, însă are și efecte negative care apar în urma expunerii pielii prea mult la soare. Statul la soare, fără măsură, provoacă îmbătrânirea prematură a pielii, insolații, tulburări de vedere, cancer de piele și de asemenea arsuri solare. Dacă doriți să evitați toate aceste neplăceri, medicii specialiști ne recomandă să nu stăm la soare între orele 11 și 17, să folosim creme de protecție și de asemenea să ne protejăm ochii. Bună ziua! Care sunt efectele negative ale expunerii la soare? Radiația solară. Ce efect pentru cancerul? Insolație. Bol de cancer, piele. Arsurile. Insolația, durerile de cap. Destule, că ți se arde pielea. Și pielea suferă, este sensibilă și suferă, să știți. Pielea și, Doamne ferește, de alte probleme mult mai urâte. Cancerul de piele la soarele de 40 de grade. Da, fiecare om cu alegerile lui. Ce să zicem? Ar fi bine să studieze, să citească, să vadă înainte, dacă se poate. Dar oricum, între 11 și 3, cam n-ar fi deloc indicat. Nici medical, nici altfel. Este prea puternic, mai nou la noi soarele. Dar dacă își asumă riscurile, ce să zicem? Asta e. N-ar fi deloc bine la temperaturile astea, da? Fiecare cum crede de cuvință. Sau cum își dorește, sau... Știu eu, n-ascultă de sfaturile unor altora, chiar a medicilor, pentru că s-au făcut atâtea scrieri vis-a-vis de treburile astea. Păi, dacă oamenii doresc, nu poți să-i oprești. Nu mă mai spun la soare. Te doare capul, doamne. Dacă nu consumi ni alcool, tot e măr bine. Dacă consumi și țigări și alcool, nu-i bine. Razele ultraviolete...